Hello, hello! Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video ți-am pregătit etalarea pentru miercuri 27 ianuarie. Miercuri 27 ianuarie. Bun, hai să vedem care sunt energiile care se iasă pentru această zi pe partea de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. Wow, avem niște cărți foarte frumoase pentru această zi. Hai să începem cu energia pe partea de dragoste, asul de monede. Un nou început, un nou început plin de stabilitate. O să vină lucruri foarte frumoase, foarte stabile, foarte multă prosperitate în relația voastră sau prin intermediul partenerului sau partenerei voastre. Pentru cei singuri, asul de monede înseamnă clar o persoană nouă care vine în viața voastră, o persoană cu o situație financiară foarte bună, foarte stabilă, s-ar putea să fie o persoană pe un nivel social mai ridicat decât voi, dar aici nu sunt probleme din cauza acestor diferențe, ci va fi un parteneriat foarte bun, foarte echitabil, în care fiecare dintre cei doi parteneri vine cu ceva la masa parteneriatului. Fiecare dintre voi o să contribuie cu ceva în asigurarea unei relații stabile și de lungă durată. Monedele sunt niște cărți de foarte mare stabilitate, prin urmare e posibil ca această relație să evolueze puțin mai încet decât v-ați așteptat, dar fiți fără grijă că o să evolueze într-o direcție foarte, foarte stabilă. Orice relație începută sub această energie de as de monede are foarte mari șanse să ducă la căsătorie și la întemeierea unei familii. Pentru cei care erați în discuții cu un coleg, cu o colegă de la locul de muncă sau cu un partener, un colaborator în afaceri, e posibil ca astăzi să duceți această relație la nivelul următor. Pentru cei care sunteți deja în relații stabile, în relații de lungă durată, asul de monede vine cu mai multă stabilitate în relația voastră. Aceia dintre voi care vă gândiți să vă cumpărați o casă împreună, un apartament, o mașină, să faceți o investiție în ceva solid, în ceva durabil împreună, energia acestei zile vă susține foarte mult în această direcție. Dacă trebuie să mergeți cu soțul sau soția la bancă, să cereți un împrumut, o ipotecă, astăzi e o zi foarte bună, pentru că acest as de monede vă susține aici și vă ajută să faceți alegerea corectă pentru voi. O energie foarte frumoasă pe partea de dragoste, foarte multă susținere, foarte multă stabilitate. Dacă lucrurile evoluează mai încet decât v-ați fi așteptat, nu vă panicați, nu vă îngrijorați, pentru că încet, încet, pas cu pas, o să ajungeți acolo unde vă doriți. Relația aceasta are foarte mari șanse de împlinire, de fericire, de abundență în toate planurile. Pe partea de sănătate avem Regina de Monede, o altă carte de creștere, de evoluție. Pentru aceia dintre voi care își doresc să întemeieze o familie, să aibă un copil, Regina de Monede vine aici cu o energie foarte protectoare, foarte benefică în acest sens. Pentru aceia dintre voi care au deja copii, astăzi e posibil să trebuiască să aveți mai multă grijă de aceștia, să fiți cu ochii pe ei. E o zi în care copiii au nevoie de protecția maternă, de protecția părinților și de ajutor din partea acestora. Nu trebuie să vă îngrijorați, pentru că, în general, toată energia din spatele acestei cărți este una pozitivă, vă susține ca să obțineți ceea ce vă doriți pe starea de sănătate, dar pentru unii dintre voi, ca să obțineți rezultatele pe care le doriți, pe care le căutați în privința sănătății voastre sau a celor dragi vouă, da, unor membri apropiați din familie, s-ar putea să trească să apelați la prieteni, la cunoștințe, la rude, să cereți ajutorul unor persoane care sunt în măsură să vă ajute. Astăzi puteți să găsiți un medic, un terapeut care să vă fie recomandat de prieteni, de familie, de colegii de la lucru chiar. Astăzi puteți să obțineți susținerea și ajutorul de care aveți nevoie pentru obținerea și îndeplinirea țelurilor voastre de sănătate.
fie că e vorba de o problemă de sănătate cu care voi vă confruntați sau cineva din familia voastră. Nu ezitați să apelați la prieteni, la rude, la colegi, pentru că vor avea idei bune, vă vor îndruma pe direcția corectă pentru voi. Pe partea de bani, carieră, situație financiară avem 5-ul de cupe, o carte de regrete și de pierderi. Pentru aceia dintre voi care ați pierdut locul de muncă sau ați pierdut un contract, un proiect, un colaborator, care ați suferit anumite pierderi aici în situația voastră financiară, în afaceri, în job, în carieră, această carte vine și cu un mesaj pozitiv, cu mesajul că nu trebuie să vă pierdeți speranța, pentru că lucrurile o să se îndrepte. Mai devreme sau mai târziu, roata o să se învârtă și o să fiți din nou în top, în vârf. Este foarte important în această perioadă să nu vă lăsați consumați de regrete, de gânduri negative, să nu vă lăsați trași în jos în această spirală descendentă. Doar pentru că o parte din aceste cupe au fost goale sau nu au conținut ceea ce vă așteptați voi să aflați în ele, nu înseamnă că toate cupele sunt goale. Mai încercați, învățați din greșelile trecutului și când o să se afișeze în fața voastră următoarea oportunitate, următoarea șansă de la destin, este foarte, foarte important să demonstrați că ați învățat lecțiile din trecut, că nu o să mai repetați aceleași greșeli. Acest 5 de cupe este una dintre etapele de creștere, una dintre etapele de învățare. Este momentul în care lucrurile n-au ieșit așa cum v-ați așteptat. Pentru o parte dintre voi s-ar putea să fie niște pierderi mai mici, pentru o parte dintre voi s-ar putea să fie aici niște pierderi masive. În orice caz, indiferent de care situație se aplică pentru voi, este foarte, foarte important să nu renunțați, să nu vă lăsați prinși în ciclurile negative din trecut. Învățați lecțiile care trebuie să le învățați de aici și amintiți-vă că mâine este o nouă zi și o nouă zi vine cu o nouă șansă. Astăzi aveți voie să fiți triști, astăzi aveți voie să vă plângeți de milă, dar de mâine trebuie neapărat să vă schimbați atitudinea. Așa că folosiți-vă de această zi ca să vă eliberați de toată această energie negativă, pentru că ziua de mâine o să vină cu multe șanse și oportunități pentru voi. Și înainte să finalizăm această etalare, hai să vă scot și un card de înțelepciune, un mesaj pentru această zi de miercuri. Să vedem ce mesaj au cărțile de înțelepciune pentru voi. Până când amestec eu cărțile, nu uitați să îmi lăsați în comentarii cum se aplică pentru voi această interpretare și dacă v-au plăcut mesajele mele, nu uitați să dați un like acestui video. Mesajul pentru această zi este următorul. Sunt propriul meu sine unic. Fiecare este unic și diferit. Dacă suntem la fel ca ceilalți oameni, înseamnă că nu ne exprimăm individualitatea. Un mesaj foarte frumos care ne aduce aminte să fim creativi, să ne exprimăm sinele în orice fel pare natural și ușor pentru noi, pentru că fiecare dintre noi a fost trimis pe acest pământ cu un set unic de abilități și de competențe pe care ceilalți nu le au sau le au în moduri diferite. Îndrăzniți să vă exprimați individualitatea, îndrăzniți să fiți voi înșivă, îndrăzniți să fiți fericiți. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final, ne vedem și mâine. Pa, pa!